Muzicanții din Brema. A fost odată un om și omul acela avea un măgar care de ani și ani tot cărase la moară saci cu grăunțe. Dar de la un timp, bietului dobitoc îi se împuținaseră puterile și nu mai era bun de nicio treabă. De aceea, stăpânul lui se gândi într-una din zile că n-ar mai avea niciun rost să strice pe el bunătate de nutreț. Măgarul pricepu însă că nu-l așteaptă vremuri prea bune și, fără să mai aștepte, își luă tălpășița spre orașul Brema. Nu știu de unde, îi venise în gând că acolo s-ar putea face muzicant al orașului. După ce merse el o bucată de vreme, iată că dădu peste un ogar care zăcea întins pe o margine a drumului, răsuflând atât de greu, de parcă ar fi făcut ocolul pământului. Ce gâfă-i așa, măi, ogare? Vai de păcatele mele! Sunt bătrân și slăbesc din zi în zi tot mai mult și pentru că la vânătoare nu mă mai dovedesc bun de nimic, stăpânul meu și-a pus de gând să-mi facă de petrecanie și atunci mi-am luat repede tălpășița. Dar vorba ei, cu ce o să-mi câștig pâine de aici înainte? Știi ceva? Eu mă duc la Brema să mă fac muzicant. Hai cu mine, că s-o găsiști pentru domnia ta un loc în orchestră. Eu o să cânt în lăută, iar tu o să bați la toba mare. Câinelui îi plăcu propunerea, cum era să nu-i placă, și plecară împreună mai departe. Merseră ei așa un timp, până ce întâlniră în drum o pisică. Și avea pisica asta o mutră jalnică, de parcă tot îi ningea și ploua. Ei, pisicuțo, de ce ești atât de tristă? Cui ar arde să fie vesel când i-a ajuns funea la parm? Pentru că anii bătrâneții mi-au cam tocit colții și pentru că îmi place mai mult să mă tolănesc după cuptor și să torc decât să alerg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă înnece. Am fugit eu de acasă la timp, nu e vorbă, dar stau și mă gândesc. Încotro s-o apuc acum. Hai cu noi la Brema, că la serenade nu te întrece nimeni și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în orchestra orașului. Pisica socoti că sfatul acesta nu-i rău deloc și se alătură celorlalți doi. Și au tot mers cei trei fugari, au tot mers și trecând prin fața unei curți, au văzut cocoțat pe o poartă un cocoș care striga cucurigu din toată puterea rărunchilor. Ce ți se întâmplă de strigi așa, măi cocoșule? Asâmpără deodată că spargi urechile oamenilor. Și eu de veste că o să fie vreme frumoasă. Dar la ce-mi pun? Mâine-i duminică și ne vin oaspeți. Dar vezi că stăpâna mea nu se mai arată milostivă față de mine. În seara asta o să mă scurteze de cap. Acum înțelegi de ce strig așa? Strig și eu cât mai pot, cât mai sunt în viață.
Păi bine, creastă roșie, să te necăjești matale pentru atât? Hai mai bine cu noi la Brema, că oriunde ai merge, ceva mai bun decât moartea tot o să afle. Ai un glas care te unge și de te-ai învoi să cântăm împreună, mi-ar asculta lumea cu gura căscată. Zău așa! Cocoșul găsi și el că propunerea urecheatului e cât se poate de nimerită și acum muzicanții se făcură patru la număr și tus patru o porniră la drum. Merseră ei cât merseră, dar cum nu putură ajunge la Brema într-o singură zi, se văzură siliți să înnopteze într-o pădure. Măgarul și câinele își făcură culcușul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară pe niște ramuri. Cocoșul, nefiind mulțumit de culcuș, zbură mai sus, apoi și mai sus, până ajunse în vârful copacului, unde se simțea mai la adăpost. Dar înainte să adoarmă, își mai roti odată privirea în jur și deodată îi se păru că zărește în depărtare o luminiță. Atunci strigă tovarășilor săi că nu prea departe de acolo trebuie să fie o casă. Hai să o întindem chiar acum acolo, că adăpostul ăsta nu prea e de soi. Porniră deci spre locul unde se vedea luminița și în curând o văzură scânteind și mai puternic și din ce se apropiau, lumina se făcea tot mai mare. În cele din urmă ajunseră la casa unor tâlhari care era luminată ca ziua. Măgarul, ca fiind cel mai înalt dintre ei, se apropie de fereastră și privi înăuntru. Ce vezi acolo, măi, urechilă? Îl întrebă cocoșul. Ce văd? Păi văd o masă încărcată cu mâncăruri și băuturi alese și niște tâlhari care stau în jurul ei și se înfruptă de zor. Mrrr! Așa ceva ne-ar prinde bine și nouă, miau! Oh, mai încape vorbă? Numai de ne-am vedea în locul lor? Chibzuiră ei în ce chip ar putea să-i pună pe tâlhari pe goană și în cele din urmă găsiră ce aveau de făcut. Măgarul își ridică picioarele dinainte și le propti pe marginea ferestrei. Câinele sări pe spinarea măgarului, pisica se cățără pe spatele câinelui, iar la urmă cocoșul își desfăcu aripile și zburând se așeză pe capul pisicii. Și așa cum erau orânduiți, ca la un semn, porniră cu toții să cânte, căci doar erau muzicanți. Fiecare cânta în felul lui. Măgarul răgea, câinele lătra, pisica meuna și cocoșul cânta cucurigu. După ce făcură o cântare în toată regula, se năpustiră prin fereastră în odaie, dezângăniră toate geamurile și se făcură țeandă. De spaimă, tâlharii săriră în sus ca niște apucați și crezând că niscaiva stafii au năvălit în casă, fugiră îngroziți în pădure. Iar cei patru tovarăși se așezară la masă și luând fiecare din ce mai rămăsese, se giftuiră de parcă i-ar fi așteptat un post de 4 săptămâni. După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanți stinseră luminile
și și-aleseră culcușul fiecare după pofta inimii și după cum îi era fire. Măgarul se culcă pe un maldăr de gunoi. Câinele se făcu covric după ușă. Pisica se tolăni pe cuptor lângă spuza caldă, iar cocoșul se cocoță pe o grindă. Și cum veniseră de la drum lung și erau osteniți, adormiră repede. După ce trecu miezul nopții, tâlharii văzură de departe că în casă nu mai ardea nicio lumină și că totul părea cufundat în tăcere. Atunci căpetenia le zise: mi se pare că ne-am cam speriat de pomană. S-ar cuveni să ne rușinăm că am fost așa de slab de înger. Și trimise pe unul de-ai lor să cerceteze ce se mai întâmplă pe acasă. Iscoada nu desluși nimic care să-l pună pe gânduri. Casa părea cufundată în cea mai deplină liniște și, fără nicio grijă, intră în bucătărie și voi să aprindă o lumânare. Dând de ochii scânteitor ai pisicii, îi luă drept cărbuni în cinci și apropie de ei un chibrit. Dar pisica nu înțelese de glumă. Îi sări în obraz și începu să-l zgârie și să-l scuipe. Tâlharul trase o sperietură zdravănă și dădu să iasă afară pe ușa din dos, dar nu scăpă cu una cu două. Câinele, care sta lungit după ușă, se repezi la el și îl mușcă de picior. O luă atunci la goană prin curte și, când trecu pe lângă maldărul de gunoi, îi arse măgarul o copită de văzut stele verzi. Iar cocoșul, trezit de hărmălaia de afară, începu să strige de pe grindă: cucurigu! Cucurigu! Atunci tâlharul își luă picioarele la spinare și nu se opri decât în fața căpeteniei, căruia îi înșiră toate grozăviile prin care trecuse. Vai de viața noastră! În casă s-a cuibărit o cotoroanță afurisită care mi-a zgâriat tot obrazul cu niște gheare lungi și ascuțite. Iar la ușă cine crezi că stătea? Unul cu un cuțit pe care mi l-a înfipt în picior. Socoteam că am scăpat, dar ți-ai găsit să scape așa ușor. În ogradă o namelă neagră m-a pocnit cu o măciucă, iar sus, cocoțat pe acoperiș, sta însuși judecătorul și tot striga: aduceți-mi-l încoace pe tâlhar, aduceți-mi-l! Dacă am văzut că așa stă treaba, am fugit de-mi sfârâiau călcâile. Din seara aceea, tâlharii n-au mai cutezat să se apropie de casă, iar cei patru muzicanți din Brema s-au simțit atât de bine acolo că nu s-au mai îndurat să plece la Brema.